Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din Track Vlog. Astăzi, după cum spune și titlul, suntem cu un nou camion. Suntem cu un Iveco Eurocargo astăzi, pentru că al meu s-a dus la service și a trebuit să mi-l schimbe. Doamne, cât de urât se aude semnalizarea asta. Mai bine o opresc și o pun când ies. De fapt, o las, că pa, nu știu ăștia ce vreau să fac. Nu știu prea multe informații despre mașinuța asta, doar că are chestia cu Iveco acolo și îmi place. E mult mai mică decât a mea, e de 15 tone. Pentru că eu astăzi n-am decât o singură încărcare și o descărcare și... Deci e un client mic, trebuie să fac o cursă mică, scurtă astăzi și de aia mi-au și dat mașinuța asta. Bun, acum dacă aș reuși să ieși eu în drum, ce bine ar fi. Să vin ăștia ca turbații, nu se mai opresc. Așa, acum, hai da. Așa, o e de tras trage mașinuța, place că e automată. Este Euro 6. N-are decât 277.000 de kilometri. Deci nu e chiar veche. Adică nu e chiar rulată. Având în vedere că merge în fiecare zi câteva mii de kilometri, deci nu e 1000, 2000 le face pe zi maxim, cred. 2000, na, nu cred că face 2000. 2000 nu face, dar 1000 o face liniștit. Sunt doi șoferi care lucrează pe ea, unul dimineața, unul seara și 1500, cred că o face liniștit. Așa. Bun, suntem pe lângă Salzburg acum, cam la vreo 40 de kilometri, să zic, cam așa. Am avut aici o descărcare și acum mă duc acasă. Parcăm camionul și gata pe ziua de azi. Astăzi cred că o să fac și un episod din car vlog dacă am timp. Deși sper să am, în mod normal ar trebui să am. Dar să vedem ce o să fie, pentru că văd că se strică vremea. A fost cald, frate, ultimele 3-4 zile a fost super cald, a fost super fain afară. Și acum e o vreme de căcat, deci astăzi s-a dus de tot. Am schimbat și eu ieri roțile la mașină și am zis că, frate, azi mă duc, o spăl, nu știu ce, dar uite că mă duc degeaba să mai spăl. Vine ploaia. Da, bun. Am văzut că mulți mi-a zis să povestim câteva chestii în Track Vlog. E bine, astăzi o să vă povestesc cum am început eu prima mea cursă pe camion. Frate, deci prima mea cursă pe camion a fost super nașpa. Ca să zic așa, nașpa din mai multe motive. Bine, au fost și ok din unele motive, dar de cele mai multe motive au fost nașpa. Am început ca șofer începător la firma Hartel. Hartel Trans, cu siguranță a auzit foarte multă lume de Hartel, pentru că e recunoscută pentru că ia începători. Așa, e bine, m-am dus la Hartel pentru prima oară și am început așa. Bun, și am început în felul următor. M-am dus la Timișoara. Bine, evident, după ce am vorbit cu el la telefon, mi-am stabilit toate prostiile, m-am dus și mi-am cumpărat toate căcaturile. Deci eram foarte nebunit de cap, pentru că nu știam ce trebuie să-mi iau. Deci mi-am luat chestii care n-am avut nevoie niciodată de ele pe camion. În fine, am ajuns la Timișoara și la Timișoara ne-au pus să ne alegem un coleg, un titular. În mod normal, titularii veneau și alegeau începătorii, dar eu am ajuns puțin mai târziu acolo, deja toată lumea plecase cu toată lumea, deci erau aleși care cu care. Și am ajuns eu puțin mai târziu și a ajuns și titularul meu, care urma să-mi fie titular, a ajuns un pic mai târziu și el, și așa că am căzut cu el. Deci practic nu mai aveam nicio alternativă. Și am zis, ok, na, mă duc cu el, dacă așa sunt, asta este. Ce poate, cât de rău poate să fie, na. Ei, și am plecat cu băiatul ăsta la început,
atunci, prima oară când l-am cunoscut acolo, deci era un super om de treabă, frate, super. A, postează și tu pe Facebook, că mergem împreună, uite, suntem prieteni acum și pe Facebook și nu știu ce. Și... Da, na, postați, nu-ți dai seama, da, ce, chin și de alea, că mergem, nu știu ce. Avea și el doar 6 luni pe camion, nu era foarte experimentat, dar nu asta era problema. Ok, după ce am plecat, am ajuns în Austria, în Innsbruck. Și a trebuit să preluăm camionul. Omul și-a scos caietul cu pixul și a început. Acolo așa, acolo așa, da, super, mi s-a părut super ok omul, pentru că și-a bifat absolut tot ce era la camion, ce nu asta, super ok. Problema era alta. A trebuit să cuplăm remorca. Omul când l-a cuplat remorca și-a scos caietul să vadă care cablu vine băga primul și care furtun de aer trebuie băga primul. Ok, aici deja când l-am văzut că a scos caietul pentru chestia asta, aici l-am pierdut pe om și am zis că în mintea mea mi-am zis, zic, frate, zic, cred că am pus-o cu ăsta. Deci om avea 6 luni pe camion și încă nu știa cum se cuplează remorca din cap fără să mai facă el nimic. No, scos caietelul și a văzut ce trebuie să facă prima oară, a doua, a treia. Ok, n-am zis nimic, îți dai seama, l-am lăsat pe om în pace și așa mai departe. Na, s-a urcat, în mod normal trebuia să facem pauză de 9 ore. Era weekend, așa că am stat undeva la vreo 24 de ore, cred, dacă nu și mai bine. Aici am făcut destulă pauză. Și am plecat de acolo, prima noastră cursă a fost din Innsbruck către Italia. Deci am intrat în Italia, trebuia să mergem undeva la Napoli sau ceva de genul, dacă mi-aduc aminte bine. Și a condus el până în apropiere de Roma. E, și de la Roma au trebuit să mă urc eu la volan. Dai seama, n-am mai condus numai la școala de șoferi camion, deci nu mi-era... Bine, nu mi-era frică, să zic așa, că mi-era frică, doar ce mi se părea foarte ciudat era lungimea lui și mă teroriza lungimea. Când mă uitam cât de lung îi, nu-mi venea să mă uit în oglindă. Norocul meu că am prins o zonă de ștau și a trebuit să merg încet, deci era aglomerație foarte mare. Și a trebuit să merg încet și nu am avut dificultăți foarte mari, ca să zic așa. Na, ce vorbește, îți dai seama, când m-am urcat prima oară la volan și am zis că n-am mai condus și astea, aoleu, să vezi ce stres pe om, frate, nici măcar n-am stat pe scaunul lui, stătea aici lângă mine, nici măcar nu țineam eu volanul, că cu o mână îl ținea el, cu o mână țineam eu. Zic, frate, zic, lasă-mă să conduc, zic, ce naiba, zic, dar nu dau cu el de pământ acum, merg mai încet, merg mai asta până mă obișnuiesc, nu? A, lasă, frate, că stau eu aici să te ajut, să nu știu ce zic. Oricum, de ajutat nu m-a ajutat cu nimeni, mai rău mă încurca, că el ținea de volan, eu puteam să nu țin deloc de el, că ținea el oricum. Da, în fine, după ce am trecut de faza asta de inițiere, să zic așa, am plecat mai departe, am ajuns într-un final la Napoli și, ca să vezi, trebuia să băgăm la rampă. Eram tot eu la volan, nu m-a lăsat să bag la rampă pe mine. A trebuit să bage la rampă. Frate, omul era pur și simplu terminat la băgatul la rampă. Da, nu e o chestie de condamnat, nu e nimic. Frate, după 6 luni de zile, nu cred că mai dai de 20 de ori cu fața, cu spatele să bagi la rampă, nu? Oricum, asta e, se întâmplă și la unul foarte avansat. Bă, dai de 2-3 ori în față, asta este, dai, e normal, nu ai loc și așa. Dar dă-o în pizda, mă, si dai de 20 de ori la rampă. A rămas prost când l-am oprit, tot făcea italianul, hai, că nu mai am timp. Cred că i-a luat mai bine de 25 de minute să bage mașina la rampă. Și după o serie de zeci de mii de înjurături și zeci de mii de Dumnezei a băgat în final mașina la rampă. Și apoi, după ce am descărcat acolo, trebuie să plecăm pe parcare. Am plecat și am făcut pauză pe autostradă, pentru că nu aveam încărcare. Era deja seară și nu mai aveam încărcare. Ok. Am pus eu iar la volan și am plecat către parcare. Ei, când ajungem în parcare, o stas la fel, că nu mă lasă să o bag eu în parcare, că o bagă el. Am zis, bine, na, hai, bag-o tu dacă ești tot așa. Prostia mea cea mai mare am făcut că l-am lăsat de fiecare dată la rampă și la parcări să bage pe cardul meu. Uite, chestia asta nu știam, era la început și nu știam. Niciodată să nu lăsați, frate, să bage pe cardul vostru. E cardul tău, bagi tu. E cardul lui, bagă el. Și
așa e, că na, fiind începător, o să trebuiască să mergeți cu altcineva și va trebui să învățați chestiile astea. Na, și l-am lăsat pe om să bage pe cardul meu. Ce vorbești, frate? Deci nu s-a descurcat să bage mașina cu spatele în parcare. Deci a dat, cred că de 10 ori cu spatele în parcare. N-a reușit, deci pur și simplu n-a reușit să bage cu spatele. Era parcare în acea laterală și nu erau camioane parcate în față, în spatele camionului, cum să zic, pe unde s-ar intra în mod normal în parcare. Și nu puteai să intri decât cu spatele, trebuia să faci lateral. Na, s-a chinuit ce s-a chinuit acolo, era să rupă o oglindă, n-a reușit, am plecat. Deci a plecat el pe cardul meu, aproximativ încă vreo 10 km până în următoarea parcare, unde a intrat cu fața în parcare. Deci nervi, ca la omul ăla, n-am mai văzut nicio și niciodată. Am avut atâtea întâmplări și atâtea prostii s-au întâmplat cu omul ăla, încât am zis că, frate, oameni ca ăștia nu mai întrebe toată viața mea cât o-i fi o joi 3. Așa că, cu cât ești mai nervos, cu atât mai rău îți faci ție singur. În fine, după ce s-a întâmplat toate astea, eu credeam că e ceva normal, na, să meargă el, să mai meargă el așa pe cardul meu sau ceva, na. Oricum, dacă ne oprea poliția, m-ar dea și pe mine și pe el, deci era clar, am fost foarte prost informat atunci și nu știam. Ei, și apoi după aia m-am documentat și eu, am mai întrebat colegi, am mai întrebat una alta și nu mai mers pe cardul meu. Dacă nu l-am mai lăsat, pur și simplu să mai meargă pe cardul meu. Ca și primă cursă, n-am învățat nimic decât să merg drept. Pentru că nu m-a lăsat să dau la rampă, nu m-a lăsat să bag în parcare, nu m-a lăsat să fac nimic. Prin orașe, pe înainte de orașe și astea, îmi schimba cardul, hai că bag eu, merg eu prin oraș, că tu nu te descurci, că tu nu știu ce, că nu știu cum. Deci a fost o cursă de căcat, ca să zic așa. De aia zic că e foarte important persoana cu care mergi, frate, pe camion, ca să te învețe ceea ce e de învățat. Când ai mers cu un dobitoc, nu poți să ieși și tu decât un dobitoc de acolo. Cel mai bine, vezi că e un om prost, nu te descurci, frate, cu el, du-te, schimbă, sună la firmă, frate, vreau altcineva, că poți face chestia asta, deci poți face lucrul ăsta, să mergi cu altcineva pe camion. Cel mai indicat e să mergi cu cineva pe care îl cunoști, prieteni, familie și așa mai departe. Na, deci cam așa a fost prima mea cursă. Pe scurt a fost nașpa. N-am învățat nimic. Am învățat să merg drept și am învățat să-mi bag datele în tahograf, atât. Rest despre șoferie n-am învățat nimic. Na, bun. Deci, da, cursa mea a fost nașpa. A doua zi când ne-am trezit, o chestie chiar foarte nașpa mi s-a întâmplat, face că am pus ceas să sune, nu știu ce, hai că ne trezim, să sunăm la dispecer de dimineață tare, să ne dea cursă, să ne dea încărcare, nu știu ce, bine. Frate, s-a trezit la 4 dimineața, ești nebun. Ne-am culcat seara pe la 10, s-a trezit la 4 dimineața, că gata, el sună la dispecer la ora aia, că trebuie să-i dea încărcare. Băi, ești nebun la cap, frate. N-am zis nimic, că-ți dai la prima cursă, zic, na, ok, hai. Nu au răspuns dispecerul, nu știu ce, că na, dai seama, mai doarme și el, nu? Și apoi văd omul că deschide trapa, eu cum stăteam pe patul de sus acolo, scoate omul o țigară și se apucă de fumat, știi? Na, ești nefumător, îți dai seama că mă deranja fumul, nu-i, era aiurea. Și apoi geamul nu și l-o mai deschis, l-o deschis numai trapa. Na, așa am devenit eu filtru de țigări în pula mea. Trecea fumul prin mine și direct în trapă, prin mine direct în trapă. Erau momente când se apuca de fumat, că nu mai puteam să respir. Deci trebuia să mă dau jos din mașină că nu mai puteam să respir. Îi ziceam, dar te rog frumos, deschide și tu geamul ăla să fumezi. Na, nu frate, că știi că e rece, că nu știu ce, că azi de dimineața la 4, dai seama, era frig. Și era greu să deschidă geamul să fumeze. Am fost prima și prima mea cursă, a fost nasoală cu titularul ăsta. Cred că dacă nu aveam titularul ăsta, era mult mai șmecher. A doua mea cursă, a doua plecare, să zic așa, pe camionul cursă, am fost cu un prieten foarte bun și a fost, deci, floare la ureche. Pur și simplu am fost atât de calm, atât de relaxat, încât am învățat totul foarte ușor, foarte frumos. Și de-aia ziceam că contează foarte, foarte mult chestia asta. Na. O să mai revin cu povestiri care le-am avut cu colegul ăsta, să zic așa. Că na, la urma urmei asta este, la urma am fost colegi, bun, rău, asta e, suntem colegi și vom fi.
Am avut foarte, foarte multe întâmplări cu el și mașini lovite și chestii de-astea, așa că o să revin pe viitor cu noi povestiri. Prieteni, sper că v-a plăcut și acest video. Chiar dacă nu am camionul meu și am mașinuța asta mai micuță, să zic așa, tot camion e și el, na, e de 15 tone, dar e mai micuț. Ce să-i facem? Ăsta ne-l dă, cu ăsta lucrăm. Da, sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să-mi dați un like și să dați un share. Iar dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episoadele ce vor urma. Eu sunt Ursu, vă salut, iar până data viitoare vă urez drumuri bune. Pa!